Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Încă un polițist implicat într-o afacere cu droguri, după dealerul în uniformă de la poliția Brașov, arestat săptămâna trecută, avem acum și un caz de proletar care este implicat într-o producție de substanțe psihoactive, un proletar în uniformă la Iași. Un agent de la IPJ a fost, citez, reținut în dosarul produselor de vapat îmbunătățite. Dânsul lucra pe linie. L-a ambalat linia produse, de producție? Da, la linia de producție. Și când a fost ridicat, polițistul ambalator a declarat că el nu știa nimic. Era practic lucra în timpul liber. Mai avea un al doilea job. Ah, part-time ceva. Da, part-time. Îi plăcea mult atmosfera, aerul. Aerul, da. De la locul de muncă. Și colegii plini de visuri. Da, parcă era ceva altfel. Da, erau numai energie și vise frumoase acolo. Altfel, o operațiune foarte serioasă, fabrica respectivă. Oamenii aveau vreo 5 depozite în toată țara. Și ce făceau? În principal, puneau diverse substanțe psihoactive în dispozitive de vapat. Specialiștii spun că sunt niște substanțe care pot crea halucinații și că au diverse efecte asupra stării de sănătate. Și destinate direct copiilor. Că problema este... Da. Sunt peste tot. Inclusiv la bufetul de aici, de la noi, lângă casă. Colorate, frumos. Dispozitivele astea prin care se pot inhala diferite substanțe se vând practic la liber. Peste tot. Există o restricție formală. Că să nu fie vândute produsele cu nicotină minorilor. Doar cu nicotina, acolo e restricția. Doar cu nicotina, da. Dar e o chestie totalmente formală, pur formală, poți să le cumperi și online, ți le livrează acasă și chiar e, nu te verifică nimeni. Știm prea bine cum se întâmplă asta. Oricum sunt și unele fără nicotină, alea cu gust de fructe. Da, asta zic, restricția e doar la nicotină și după aia pa, adică restul nu, chiar nu contează. Și în orice butic sunt puse, cum spuneam, la vedere, de obicei la casele de marcat, sunt colorate frumos, au mesaje, fi sexy, fi cool, să miroși frumos, să nu știu ce, să fii bine dispus, chestii. Adică sunt țintite și mall-uri, sunt de asemenea insule care vând colecții întregi de lichide la fiole care pot fi vaporizate și inhalate. Bă, ce-o fi, de fapt, cu adevărat în lichidele astea? Dumnezeu cu mile. Cu mila. Nimeni nu poate spune. Cred că nici producătorul, uneori. Și fiți atenți ce tip de țigări electronice sunt vândute. Asta încă o dată, pe un site ăsta de vânzări online mare, pe care poți să cumperi orice. Cu căpșuni dulci cu gheață răcoritoare, cu afină și zmeură acrișoară, cu miere și pepene galben. Au și uleiuri esențiale, mă înțelegi? Adică din ce or fi făcute aromele astea? Din ce chimicale bagă oamenii, copiii? Că astea sunt fără nicotină, astea sunt pentru copii, de fapt, știi? În plămâni. Cu ce efecte? Ce ajunge în sângele lor prin plămâni? Habar n-avem. Și unele sunt marketate totalmente aberant. Adică am văzut că au apărut dispozitive de vapat cu vitamine. Mă înțelegi? Cu vitamine. Bă, de când se inhalează vitaminele, știi? Cu vitamina ce e bună? Vitamine, inhalăm vitamine, știi? Unul dintre aceste dispozitive cu Sankey, vitamine și fără nicotină, deci pentru copii, te avertizează. Aromă, savoare foarte puternică. Mai întâi inhalați puțin. Necesită timp pentru ca plămânii să se adapteze. Adică e cu vitamine, dar ai grijă că trebuie să te adaptezi la ce-ți dăm noi în plămâni. Să te adaptezi la ce, de fapt? Același produs cu vitamine, cum ziceam, pe care l-am luat adineauri la întâmplare de pe acest site. Citesc din descriere. Dispozitivele nu sunt destinate să trateze, să prevină sau să vindece vreo boală sau afecțiune. Dacă aveți reacții adverse sau posibile efecte secundare, încetați să utilizați imediat produsul și consultați medicul. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. Ah. Asta e categoria protejată în România, copii și animale. Nu folosiți dacă sunteți gravide sau alăptați. Deci era cu ceva vitamine, e nenorocire acolo, da. Adică nu e de bine dacă e cu vitamine. Depinde ce vitamină. Deci, cum spuneam, copiii din România și adulții, desigur, sunt ținta unor produse care intoxică cu diverse substanțe neprecizate, cu proveniență dubioasă. Și întrebarea e de ce permitem asta? Și unde e rolul statului aici? Ca să protejeze sănătatea publică. Statul român eșuează din nou în îndeplinirea unui rol fundamental pe care îl are față de societate, protejarea sănătății publice. Și de ce este permisă publicitatea la produsele astea? Și vânzarea complet necontrolată. Adică de ce nu facem și noi cum fac ungurii, de pildă? Unde în Ungaria orice produs
de inhalat cu sau fără nicotină se vinde numai în tutungerii care sunt marcate aparte cu vitrine mascate ca să nu facă reclamă, și reclama este de altfel interzisă în orice mediu. Adică și pe internet, și la casa de marcat, și la televizor, și la radio, reclama la astfel de produse este interzisă. În România nu. De ce oare? Sunt chestii foarte dubioase. În cel mai bun caz sunt dubioase, ca să nu zic că sunt direct toxice. Și apropo, mă întreb, oare cum societatea noastră totuși, care a avut atât de mulți oameni care au protestat și au fost și au pus întrebări cu privire la corectitudinea și cum să spun, la cât de bune ar fi fost de fapt vaccinurile împotriva COVID, de exemplu, și nu doar substanțe, vaccinuri care sunt verificate, produse sub atentă supraveghere de organisme verificabile care au răspundere în sensul ăsta. Oamenii care au probleme cu aceste vaccinuri, de ce n-au nicio problemă cu substanțele astea totalmente dubioase care pot fi inhalate de oricine și sunt vândute oriunde și oricum? Adică acolo nu avem o întrebare? De ce Dumnezeu îi permitem toate lucrurile astea? Și e firesc că apar fabrici în care în lichidele respective se pun diverse prostii substanțe psihoactive. Ia copilul tău, că se vinde, nu are nicotină, are alte chestii. Are halucinații. De ce? Pentru că în România, uite, se vinde la liber. Nimeni n-are nicio problemă cu asta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.